Emisiune susținută de Maurer Imobiliare. Ora 20, doamnelor, domnilor, bun găsit! Urmăriți o nouă ediție a emisiunii Business la Superlativ și vă mulțumesc! În această ediție vorbim despre o afacere nișată și vom vedea cum o invenție a unei antreprenoare a devenit un concept solicitat la nivel național. Mai mult vom vedea și când trece un artist din această poziție creativă, profesională, în poziția de antreprenor. Este cu noi antreprenoarea de profil Irina Nicolae. Bună seara, Irina, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Multe sunt de discutat și vom vedea exact cum o pasiune sau pasiuni comune și complexe și îmbinate fac să iasă un business de succes. Până una alta, profil de antreprenor, cine este Irina Nicolae într-un minut dincolo de afaceri? Irina Nicolae este mamă, în primul rând, a două fetițe minunate, una de 7 ani și una de 16. Artist și... Nu știu, să zic, sunt o femeie care a muncit foarte mult, a făcut multe joburi și și-a dorit întotdeauna să ajungă undeva o femeie de succes, să zicem. Este acest moment, acel moment pe care l-ai visat pentru tine? Simt că se poate mai mult, dar simt totodată că sunt pe drumul cel bun. E o ediție interesantă în care vom... Da, secretele reușitei tale și altor femei sau, de ce nu, altor tineri antreprenori care își doresc să reușească și care își doresc să depășească toate provocările și barierele, pentru că mă gândesc că nu a fost o cale ușoară. Mi-ai vorbit despre faptul că ești artist. Eu știu că pe tine te pasionează foarte mult pictura. Însă noi vom discuta în această seară despre imaginea femeilor de afaceri și vom vedea de ce conceptul tău de extensie de păr a devenit unic în România și, până la urmă, solicitat la nivel național. Ce treabă are pictura cu părul, vom spune, la prima vedere? Pictura cu părul nu are nicio legătură, dar simțul artistic probabil m-a adus aici. Până la urmă este o invenție, a fost creat cu foaia și cu pixul, cu creionul, mai bine zis că ștergeam de foarte multe ori. A fost, de fapt, o nevoie. A pornit totul de la o nevoie, pentru că eu aveam, întotdeauna am avut părul rar, subțire. Chiar nu puteam să stau, să ies în oraș cu părul natural. Și întotdeauna am purtat extensii, cel puțin de la 19-20 de ani am fost nevoită să port extensii. Cu timpul mi-am deteriorat și mai tare părul, s-a subțiat și mai mult. Sunt o fire mai inventivă și am început să pun pe foaie modele, m-am făcut schițe cu tot felul de sisteme care să stea acolo pe cap cumva, fără să atârne de firul meu de păr. Și uite așa s-a născut spiderul. Spiderul este conceptul tău. Spiderul unic. De forma, da, forma de primire. Da, e important pentru că pe piața din România de multă vreme și cred că și în prezent vom ajunge la tendințe, că tu ai adus în discuție un element important, nevoia mea. Deci n-ai zis moftul când voiam culoare, când voiam lungime, nevoia mea. Pentru că poate sunt oameni care zic astăzi în 2024, vai, dar se poartă tunsole asimetrice sau se poartă tunsole foarte, foarte scurte, unde ar mai fi sau de ce ar mai fi nevoie de, nu știu, prelungirea părului? Se poartă tunsorile scurte, dar știți cum e, că și eu am avut părul scurt, tuns scurt, pentru că tot din cauza asta, da, să nu mai pun extensii, am zis să fac o tunsoare. Și la un moment dat te saturi. Și atât este de greu procesul acela de creștere, până ajungi la un anumit nivel cu părul, încât... poate rămâi tot acolo, la părul tuns scurt, dar acest sistem îți oferă posibilitatea de a-l monta și de a nu fi observat chiar sub părul acela scurt, pentru că este nevoie de foarte puțin păr pentru a fi acoperit și atunci se pierde foarte bine în extensie și pentru că este montat din partea de sus a capului.
Asta pe de o parte pentru femeile care chiar au o problemă cu părul, în sensul în care este scurt, este fragil sau eu știu, vor să schimbe o culoare. Dar pentru că vorbim și despre femeile de afaceri sau de carieră foarte ocupate, nu, și până la urmă, chiar și dacă nu sunt ocupate, nu orice femeie care activează într-un domeniu profesional își permite și din perspectiva banilor și a timpului să ajungă de 3 ori pe săptămână la salon. Și atunci acest concept, sau în general extensiile, nu doar acest concept, vin și sprijină această femeie pentru a avea un look fabulos zi de zi. Da, mai ales că acest sistem poate fi montat în 2-3 minute, chiar la tine acasă. Și nefiind nevoie să dormi cu ele, nefiind ca celelalte extensii permanente, seara le-ai dat jos din cap și dimineața le găsești gata coafate. Așa că în 2-3 minute tu poți arăta excelent. Și spuneai de femeile de afaceri, nu? Sau de carieră, în general. De carieră. Uh-huh. Avem foarte multe doamne care nu au purtat extensii, nefiind de acord cu ele. De cele mai multe ori, aceste femei nu vor să se observe foarte tare că ele ar purta ceva. Și de multe ori ele au nevoie de un surplus de volum. Pentru că suntem foarte multe femei care avem un păr rar sau subțire sau nu arată bine. Nu toate suntem, nu toate avem un păr minunat de la mama natură. Sau poate n-am avut grijă de el, am fost mai rebele. Sau poate n-am avut grijă de el, într-adevăr. Și asta se întâmplă. Spune puțin mai devreme, pentru că facem și educație în acest domeniu și e foarte important să înțeleagă și telespectatorii, telespectatoarele, fie că vorbim despre clienții de business sau doamnele, nu știu dacă și domnii apelează la acest serviciu, o să ne spui tu, de ce unele extensii, aici vorbesc, deteriorează părul? Pentru că piața din România e plină și sunt foarte multe companii cu acel, dacă vrei tu, clips, fiecare bucățică, eu știu, sunt mai multe, cu acel lipici, fir cu fir, adeziv, bandă și așa mai departe. Adică ele pot să smulgă părul dacă nu sunt aplicate cum ar trebui? Și nu numai dacă sunt aplicate cum ar trebui. Eu cred că odată ce îți aplici extensii, trebuie să continui să mergi la salon. Mă refer la extensiile permanente, care sunt lipite în general. Pentru că atunci când tu îți speli singură părul, poate acasă, poate nu le usuci bine sau se încurcă și atunci se deteriorează mult mai tare decât dacă le-ai îngriji la salon. În al doilea rând, majoritatea extensiilor de păr sunt aplicate din partea aceasta în jos. Da? Și atunci ele atârnă de firul nostru de păr. Automat, firul nostru de păr fiind fragil sau chiar dacă este un fir sănătos, se deteriorează. De aceea, extensiile noastre pe sistemul nostru tind să spun că sunt cele mai bune și cele mai non-invazive de pe piață, deoarece ele sunt montate, au centrul de greutate în vârful capului, ele cumva se sprijină pe cap și atunci toată greutatea părului din extensie, chiar dacă are o extensie 300 de grame de păr, nu atârnă de firul nostru de păr, ea stă pe cap și atunci clipsurile acelea pe care noi le agățăm în păr doar susțin, nu susțin, doar țin fixă acolo extensia. Exact, și nu distrug și nici nu rup, în felul acesta părul nu poate cădea. Sigur. Pentru că am explicat un pic din concept și o să mai revenim la el, e foarte important structura afacerii. În momentul în care, structura afacerii tale, în momentul în care ai dat foaia aceea jos din pod, așa, pentru că aceasta este povestea cu desenul. Cât ai investit? Cum a luat naștere acest concept? Mai întâi ai achiziționat, nu știu, stocuri de păr, că mă gândesc că din ele e confecționat. Mai întâi am achiziționat 200-300 de grame de păr și după aceea au urmat stocurile după mulți ani de zile. După mulți ani. Da, pentru că nu au fost așa concepute de la început. Primul sistem a fost mai gros, bine, înainte de primul sistem făcut cu matriță, a fost
un prototip făcut de mine din sârme, ca să văd eu cum stă pe cap și să pun păr pe el. Și ulterior? Ulterior, acum un an de zile am făcut ultimul sistem subțiat, foarte, foarte flexibil, foarte moale, foarte... e perfect, să zicem, în aproape momentul de față. Aproape de forma pe care tu ai nu știu, vedem dacă se poate mai bine. Dar au fost foarte mulți pași și foarte multe schimbări la sistem. Și modul în care puneam părul pe el și cum să-l fixez. De multe ori le puneam pe toate într-o cutie și le aruncam în păr. Te plictiseai mai, și tu. Mai venea o idee după un an, un an și ceva. După ce mai pictai niște tablouri sau niște pereți. Poftim, da. După ce pictai niște tablouri sau pereți. Da. Bun, da, invenția ta aproape de forma perfectă sau forma, eu știu, visată inițial de tine, este una brevetată, în sensul în care nu o poate copia nimeni din România sau din afara țării? Nimeni din România și din afara țării. Încă au încercat să copieze, să facă ceva, dar nu are nicio legătură cu... sistemul acesta care nu dăunează părului, da? E o semi-perucă făcută pe aceeași formă, să zicem, de spider. Asta au copiat, de fapt. Dar ei vând un produs, nu știu, ți-l pui în coș pe internet și l-ai cumpărat. Noi vindem un produs total personalizat. Din momentul în care vorbim cu fiecare client în parte, alegem împreună nuanță, gramaj, lungime și apoi vopsim extensia, o tundem, o aranjăm și apoi ajunge la, și în cele din urmă ajunge la client. La client sau poate vine clienta. Aici vreau să ajung cu tine, pentru că în piață deja poți să-ți comanzi de pe internet, ți le vopsești un apartament sau la un salon apropiat de locuința ta. De ce ai simțit nevoia să investești într-un salon și, din câte știu, ai o echipă de oameni complexă, deci nu ești doar tu cu un contabil, vorbim despre un business ca la carte, cu foarte multe subdivizii. Viziuni. De ce n-ai optat pentru această variantă? De acasă livrai și tu? Păi nu aveam cum, pentru că nu mai era un produs personalizat. Eu nu vreau să vând un produs așa, pur și simplu pus în coș pe internet. Pentru că asta ar însemna să ne facem noi de râs. De multe ori clientele vor să aleagă cel mai mic gramaj la cel mai mic preț, poate, că na, nu toată lumea își permite, dar e un produs care costă, deoarece are foarte mulți angajați care lucrează pe un singur produs. Da? Un singur produs trece prin toți, pe la toți angajații. Nu e ca și cum am luat părul de aici, l-am pus în cutie și l-am expediat. Cât sunteți în acest moment în echipă? Acum, în momentul acesta, cred că suntem 15. Au mai venit, au mai plecat. Pe care le-ai trăinuit tu, cu... le-ai instruit tu, pentru că mă gândesc că fiind conceptul tău era greu. Adică nu poți să trimiți la școala de coafură Cornel Saru, de exemplu, să le învețe să facă ce anume. Pentru că, dincolo de tunsoare și coloristică, vorbim despre acest mecanism. Da, oamenii mei principali îmi sunt chiar și prietene, care au început cu mine de la de când una dintre ele chiar de când făceam prototipul. Au devenit oamenii mei de bază cu care mă sfătuiesc în tot ceea ce facem. Una dintre ele este un vânzător foarte bun, un cu care se consultă clientele, au luat tot ce era mai bun de la mine, adică nu știu eu să le fac pe toate, doar am venit cu ideile și am ales oamenii care știu să facă cel mai bine câte un segment. Da, exact. Și așa a ieșit. O să ajungem la campania de susținere a economiei naționale, dar până atunci m-ar interesa să aflu ce investiții ai făcut tu în acest business, în acest concept, sau poate o investiție care nu s-a oprit nici astăzi. Materială. Investiția materială, nu am avut de unde să
investesc foarte mulți bani. Eu am urcat așa, câte o treaptă, ușor, ușor. Am luat păr pentru câteva bucăți, apoi am crescut ușor, ușor, până am ajuns la vânzări destul de mari și la stocuri de păr. Stocuri de păr pe care apoi noi îl personalizăm pentru fiecare clientă în parte. O să detaliem acest concept pentru că e un business la superlativ, în sensul în care înfrumusețează imaginea femeii, oricare ar fi această femeie, din orice domeniu de activitate ar fi ea. Dar pentru că ajungem la această campanie de sprijinire a economiei românești prin consumul de bunuri și servicii fabricate la noi în țară, te întreb și pe tine dacă ești adepta campaniei Consum din România. Consum din România... Fructe, legume, produse, servicii. Da, sigur că da. Preferabil, da, din România. Bun, și înainte mă gândesc că înainte de business-ul tău, pentru că am răspunsul tău, îți propun ca împreună cu telespectatorii să urmărim campania noastră de sprijinire a economiei locale și revenim aici cu partea a doua emisiuni. Lucrăm cu români, cu familii române, avem o firmă 100% cu acționariat și cu conducere românească și cu brandul românești. Eu consider că acest tip de colaborare și economia colaborativă este de fapt succesul în business-ul de modă. Cred că e momentul, în al 12-lea ceas măcar, să începem să construim companii românești puternice care să le concureze și să uităm la un moment dat să nu mai vorbim despre multinaționale. În primul rând, plătim taxe, angajăm oameni, ne aducem o contribuție importantă la creșterea economiei ca orice antreprenor. Suntem astăzi o organizație matură și suntem extrem, extrem de încrezători în viitor, deoarece activitatea companiei noastre are legătură cu ceea ce înseamnă dezvoltarea umanității în perioada următoare. Am căutat variante și avem și furnizori alternativi și în România. Am vrea să mutăm totul aici. Atât timp cât generezi, normal că și câștigurile sunt pe măsura ceea ce generezi. Din nou la Business la Superlativ ne puteți urmări în toate rețelele de cablu din România, dar și în mediul online pe canalul nostru de YouTube Live și pe site-ul nostru a7tv.ro la secțiunea Live. Despre o afacere la Superlativ, o afacere fabricată în România, pornită de la o pasiune, etapă cu etapă, de la schiță, de la plan, la concept și încasări. Când ai simțit Irina sau Ina, așa cum îți place mie să spun pe scurt, că devine un business solid, că... Nu doar tu ai găsit această nevoie, și femeile din România, cliente fizice, persoane fizice, dar și saloane. Eu am simțit dintotdeauna că ăsta va fi un business, că va ajunge undeva sus. Dar să zicem că de un an de zile suntem mai puternici pe piață, vindem și mult și în afara țării, vindem aproape peste tot în lume. Vindem online, tot vorbind cu clientele și pe videocall, cerându-le poze, vorbind despre detalii și chiar și ele sunt foarte mirate că primesc un produs care depășește așteptările lor. Deci e foarte greu de la distanță, în general, să corespundă culoarea sau, eu știu, textura. Da, le cerem foarte multe poze și de la lumina zilei și de la lumina camerei. E greu să manageriezi o echipă creativă? Chiar dacă îmi spuneai că ai oameni, prieteni, care sunt persoane talentate, care duc mai departe orice segment bun preluat de la tine, cu toate acestea sunteți femei și mă gândesc că atunci când e presiune, se mai nasc tensiuni. S-au născut de-a lungul timpului multe discuții fiind între femei, dar cred că am rămas cu oamenii care sunt cu adevărat implicați și oameni care au învățat despre acest produs, care vor să ajungă cât mai sus, pentru că ei știu că dacă vor rămâne alături de mine, vor crește și în carieră. Pentru că
Nu pot rămâne la același nivel, pentru că mereu vom angaja alți oameni dacă odată ce afacerea crește. Asta este important. Dincolo de faptul că ești un om talentat, fiind un artist, da, tu pictezi și faci foarte multe elemente de natura artei, ești și o femeie vizionară. De fapt, această viziune și constanța, munca ta au făcut trecerea în antreprenoriat? Da. Da, întotdeauna am visat să fac ceva cu viața mea, pentru că provin dintr-o familie normală, din Suceava, un oraș mic și care nu ți oferă foarte multe posibilități, dar eu am știut că voi ajunge undeva departe. Am plecat din țară, am cutreierat și nu m-am oprit niciodată la niciun job și niciun oraș, nicio țară, până nu am simțit eu că mi-am găsit locul și că fac ceea ce o să-mi aducă un viitor mai bun și mie și copiilor mei, bineînțeles. Ai două fetițe și sunt sigură că stau foarte mult în jurul tău și mă gândesc dacă, nu știu, vor vrea să preia afacerea mamei mai târziu. Da, fetița cea mică încă e cu joaca. Dar cea mare, care are 16 ani și câteva luni, este deja implicată în afacere. Ea este editor video la noi. Este singura persoană cu care m-am regăsit să lucrez în a edita videourile. Înainte o făceam eu, pentru că am încercat să lucrez cu diferite persoane foarte buni, de altfel. Dar simțeam că e ca și cum vrem să vindem ceva neapărat. Și atunci am preferat să facem videourile natural, în salon, să arătăm ce se întâmplă. Și pentru edit m-am înțeles cel mai bine cu fiica mea. Asta e important, că până la urmă face parte din familia profesională. Vorbeam despre clienți și te-aș întreba acum, în momentul de față, sunt convinsă că în anii aceștia, chiar dacă tu ai zis că ai dus produsul la perfecționare, au fost foarte multe femei, prietenele tale sau prietene din recomandări, mai departe, care au venit. În acest moment colaborezi cu saloanele din România, mergi la târguri de profil și deja ai și clienți de business? Da, deja avem și clienți de business, deja colaborăm cu saloane din România, la care am și fost personal împreună cu echipa pentru a fi mai aproape de cliente. Multe dintre ele s-au bucurat că am venit în orașul lor și am rămas în continuare colaboratori cu acele saloane. De puțin timp am început să colaborăm și cu câteva saloane din afara țării. Chiar fac vânzări și suntem foarte bucuroși. Din ce țări? Cum? Din ce țări, din afara României? În Italia avem un salon colaborator, apoi în Amsterdam, în Olanda avem un altul și în Germania urmează să începem colaborarea, doar că ne vor acolo fizic pentru prima dată să ne prezinte și clientelor, să anunțăm că venim și să vedem ce se întâmplă. Cred că sunt emoții uriașe, dar în același timp constructive pentru tine, să vezi că o ideea ta schițată, pusă iar în pod cutia cu păr, iar readusă la viață, a depășit granițele României, deci nu doar din București, nu doar din România, se extinde. Dar din afara României sunt cliente sau saloane, eu știu, manageriate de cliente românce sau pur și simplu vorbim despre alte cetățenii? Nu, cele din afară sunt nu sunt românce, sunt din acel loc, cetățeni din acel loc. Deci nu sunt românce, cu atât mai mult. Da, ne cunosc foarte mulți, foarte multe persoane din afară datorită rețelelor de socializare, bineînțeles. Investiți mult în promovare? Adică e cea mai mare doză de investiție în acest moment? Nu prea, pentru că videourile noastre pot să prindă, cum s-ar zice, pot să ajungă să aibă foarte mulți viewer,
sau poate că nu. Și atunci când un video nu are foarte multe vizualizări, le promovăm. Dar cred că dacă le promovăm din prima, le oprim cumva la un anumit număr de vizualizări. Uh-huh. În schimb, avem videouri care, filmulețe care au ajuns și la milioane de vizualizări. Natural, organic. Da. Uh-huh. Da. Pentru că asta face o idee până la urmă care se transformă într-o nevoie. De altfel, ce îmi spuneai tu puțin mai devreme, că videourile voastre sunt de tip demonstrativ, cum se aplică produsul sau ce conține produsul, nu neapărat de promovare per total, fie a ta, fie a salonului, fie a adresei. Da, demonstrativ. Demonstrativ. Cred că asta este secretul. Nu știu care este secretul, dar așa simt. Orice am încercat, în plus, nu știu, m-a făcut să renunț, să zicem, la acea încercare de publicitate, cum s-ar zice. Uh-huh. Ina, o să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim aici la Business la Superlativ. Sigur. Din nou la Business la Superlativ și pentru că simt așa că e un business cu multă emoție și o poveste de succes născută nu neapărat din încercări, cât din dorința de a reuși și până la urmă dintr-o doză organică, inclusiv de promovare și inclusiv de creație. Și te-aș întreba, Irina, dacă tu ești un antreprenor care ia deciziile în mod rațional sau emoțional? Cred că sunt mai mult pe emoție eu, dar am oamenii mei care sunt foarte raționali și întotdeauna mă sfătuiesc cu ei. Bine, ultimul cuvânt îl spun eu, dar țin cont de părerile lor. Uh-huh. Aș merge și mai departe, să ne uităm la viitorul segmentului în care tu activezi cu acest business. Dar m-aș duce către înfrumusețare, că vorbim despre cosmetică, nu știu, că vorbim despre machiaj, că vorbim despre aranjatul părului. Cum va arăta acest domeniu în 5 ani sau cât de mult a crescut el? În general, în general. Nu are limite, nu cred că are limite. Se va dezvolta în permanență. Indiferent de cum vor sta oamenii cu banii, vor investi în imaginea lor. Da, sigur, 100%. Uh-huh. Ce face sau ce a dus în acest punct, nu că ar fi unul greșit? Poate imaginea pe care noi o vedem în social, în aceste rețele de la vedete internaționale, sau ce ne face de multe ori să cheltuim chiar mai mult decât avem pentru a arăta bine? Întotdeauna omul vrea mai mult. Și bineînțeles, social media influențează foarte mult. A ajuns să influențeze în așa fel încât oamenii își pun filtre și folosesc tot felul de aplicații pentru a arăta mai bine. Și pe lângă aplicație, nu mai spun de investiția materială pe care o fac în fiecare zi. Deci, practic, pe de altă parte, snobismul acesta și imaginea proiectată în online cu ajutorul filtrelor, unde poți să spui și păr, să arăți mai bine și facial și corporal, oamenii fac această investiție pentru ca imaginea din realitate să fie similară cu cea de pe internet. Da, și nu o să aibă cum să ajungă niciodată la acele filtre, dar lumea încearcă. Să ajungă la un tipar. Da, uh-huh, da, uh-huh. Da. Asta e părerea mea. O femeie care arată bine și care are încredere în ea, că până la urmă acesta este efortul dozat, să avem încredere în noi și să ne placă de noi în oglindă, nu neapărat să placem altcuiva, va reuși mai mult în carieră sau în afaceri? Încrederea pe care o ai în tine arătând bine, da, te face să dai mai mult, cred eu, să oferi mai mult chiar și în afaceri. Tu cum îți dozezi timpul? Cât timp investești în propria persoană și cât timp investești în business? Până acum am investit aproape tot timpul în business. Ca să ajung aici am muncit foarte mult. Să zicem că ajungeam noaptea acasă, dormeam, mă trezeam dimineața și plecam din nou. Am petrecut și foarte puțin timp cu copiii mei, 4-5 ani de zile, chiar s-a simțit lipsa mea, dar de când mi-am făcut o echipă de oameni și mă pot baza pe ei, am început să ofer timp și copiilor.
nu foarte, foarte mult, dar pot să-mi duc copiii la școală, pot să petrec mai mult timp după amiaza cu ei, nu mai muncesc până la 12 noaptea, ajung și eu la o noapte seara acasă și e foarte important să iei cina cu ei, să mai vorbești de ceea ce fac în viața de zi cu zi la școală și la... E important echilibru, dar în general oamenii care activează în industria saloanelor, cel puțin vara și nu doar, mai ales că vara sunt evenimente, nunți, tot felul de astfel de situații, dar poate și în weekenduri în restul anului, aceste centre sunt deschise. Automat și oamenii care lucrează în ele lucrează. La voi de ce nu e situația similară? Pentru că noi vindem un produs. Noi nu avem coafor. Primim clientele care au cumpărat extensii de la noi sau care vor să cumpere, le personalizăm și părul lor dacă vor. Muncim atât de mult în timpul săptămânii încât chiar avem nevoie de o pauză în weekend. Așa am considerat eu că este normal și pentru mine și pentru angajații mei să dea cât pot ei de mult în timpul săptămânii și să-și iau un moment de respiro în weekend. E important să ne uităm și la investiție. Mi-ai spus că a fost graduală, n-ai pune de la o sumă de 100, 200 de mii de euro. Era bine. Da, era bine, nu? Dar poate nu știam poate nu. Ce făceam la, în momentul respectiv. Poate a trebuit să se întâmple așa ca să fie modificările care au venit mai apoi, ca să existe aceste modificări. Că poate ceva nu era ok și poate era văzut, nu, poate vedeau și alții ceea ce am văzut eu că nu era în regulă, da? Sau poate pierdeai, nu știu, o sumă mare de bani de 200.000 de euro și n-ai mai și avut curajul sau dorința să mergi mai departe. Ai fi spus, e un eșec, deci nu e de mine. Nu știu, uneori e bine că lucrurile se așează natural. Așa zic și eu. Da. Dar în acest moment, dacă ar fi să ne uităm fie la investiția, rulajul tău financiar, fie la timpul tău de lucru, ce faci? Te preocupi mai mult de stoc de păr ca materie primă? Te preocupi mai mult să inovezi, să vezi exact cum mai poți să lucrezi la concept? Te preocupă evident și coloristica, pentru că mă gândesc că chiar dacă părul e de calitate, structura e foarte bună, dacă nu știu, nu se pupă cu culoarea clientei și mă gândesc că o femeie care merge atât de mult prin saloane, e una dificilă. Ce îți ocupă ție cel mai mult timp în business? Totul are nevoie de timpii ei și colorarea părului este de foarte multe ori dificilă, pentru că cam de fiecare dată trebuie intervenit. Sunt atâtea culori, mai ales la blond, încât întotdeauna trebuie să vopsim extensiile. Și la nuanțe foarte naturale, care au o anumită transparență, noi trebuie să alegem o nuanță mai deschisă, ca și păr de extensie, și să-l vopsim ca să putem oferi acea transparență naturală, de șaten, de... Sunt tot felul de elemente de styling, dar te-aș întreba acum, aș intra și în mituri, poate care țin de zona tehnică. Din negru poți să faci din prima blond? Nu. Fie că vorbim despre extensie, fie de părul natural al clientei. Nu, în niciun caz, nici pe părul natural al clientei, nici pe extensie, nu este recomandat așa ceva. Se face, e gradual procesul. Deci, până la urmă, ajungem la culoarea închisă negru când chiar suntem convinse că nu mai vrem culori deschise. Pentru că procesul de a reveni atunci la bază e complicat. Și nici atunci nu ajungi la un negru perfect. Se face verde. Se face verde. De ce se face verde? Zicem, dacă ești blondă și aplici o nuanță foarte închisă, după o spălare, două, vei vedea că iese blondul acela la suprafață și de obicei o dă în verde. Tu știai lucrurile acestea și din pictură, mă gândesc, nu? Sau da, l-ai testat da. Pe parcursul timpului. Legat acum de tendință, pentru că suntem într-o lună de vacanță, te-aș întreba în primul rând dacă plecăm cu aceste extensii, oricare ar fi ele, în vacanță sau le lăsăm acasă, ne bucurăm și noi de timpul petrecut la plajă cu părul nostru natural așa cum este. Eu nu aș putea să merg fără ele în vacanță. Ce să fac, să-mi prind un coc foarte mic?
Nu. Eu am și coadă, și extensie mai scurtă, mai lungă. De-a lungul timpului mi-am tot făcut extensii și care s-a deteriorat, am tuns-o mai scurtă, spre exemplu aceasta. Și multe dintre clientele mele au de la 3 extensii în sus. Și atât de bine când îți stă bine părul și în coadă, la plajă sau la piscină, și ajungi acasă, trebuie să te pregătești, îți dai coada jos sau o extensie, da, pe care o ai, pe care ai folosit-o, te speli la părul tău, durează foarte puțin să te usuci, să te aranjezi și îți pui cealaltă extensie gata, aranjată. E important. Arată excelente. Da. Economie de timp, să zicem. Dacă s-ar putea să se inventeze și la nivel de make-up această soluție, în sensul în care îți pui o mască și în 5 minute, nu știu, arăți așa cum ți-ai dorit tu sau cum te-ai pus în filtru, ar fi o soluție incredibilă. De aceea cred că unicitatea în business aduce profitabilitate ridicată și o să intrăm ușor, ușor în direcția de responsabilitate și te-aș întreba dacă sunt femei cărora le spui, tu chiar nu ai nevoie, ar fi bine să-ți păstrezi părul tău, și e foarte frumos, îl tundem pe el, îl cosmetizăm și e mai bine așa. Faci și asta? Da, sunt femei cărora le zic, tu nu ai nevoie de extensie. De ce ai face asta? Pentru că mai mult nu că le-ar încurca, au un păr superb și chiar rămân mirate, că îmi spun, eu nu am păr. Cum nu ai păr? Tu nu vrei să vezi ce cazuri sunt, ce cazuri vedem noi zi de zi. Mulțumește-i lui Dumnezeu și fii bucuroasă de ceea ce ai. Dacă vrei tu neapărat un surplus de păr, să, nu știu, o extensie pe care să o folosești la un eveniment, cumpără-ți-o, de ce nu? Dar, e un accesoriu până la urmă, dar nu ai nevoie de așa ceva, mai ales spunând că tu nu ai păr sau că ai părul rar. Nu. Chiar le contrazic. Sunt. E foarte important să, până la urmă, să dai încredere și altor femei, să-și vadă imaginea reală și capacitatea și din zona profesională, pentru că am vorbit despre responsabilitatea și merge către responsabilitatea socială în afaceri și te-aș întreba cum simți că ajută activitatea ta profesională societatea românească. În primul rând, oferind locuri de muncă, oferind locuri de muncă și oamenilor care nu neapărat trebuie să aibă o specializare, pentru că specialiști devin în compania noastră. Asta e foarte important, la locul de muncă. Da. E mai important elanul. Și devin din ce în ce mai bun pe ceea ce fac în domeniul nostru de activitate. Asta pentru că le și dai voie să experimenteze. Ceea ce ai făcut și tu la rândul tău. Pentru că am răspunsul tău, îți propun ca împreună cu telespectatorii să urmărim și campania de responsabilitate socială în afaceri și revenim aici la Business la Superlativ. Dacă tu ai avut o viață împlinită și dacă tu faci bani și business-ul tău face bani, ești obligat social cumva să dai înapoi și societății de unde ai plecat și unde te-ai format. Eu m-am dus spre copii. N-ai cum să nu reacționezi, n-ai cum să nu dai societății ceva înapoi. Eu întotdeauna pornesc la ideea că orice lucru pe care îl facem bine astăzi, putem să facem mai bine mâine. Am avut întotdeauna mici proiecte de susținere a copiilor cu dizabilități. M-am gândit ce anume putem să facem în așa fel încât să rezolv propria mea problemă, a structurii mele și a colaboratorilor pe care, la rândul meu, fără să vreau, i-am încurcat. Ar trebui să investească un pic mai mult în ce înseamnă sănătate, prevenția și sănătatea copiilor. Sunt lucruri foarte simplu de făcut, da, necesită într-adevăr o investiție. Trebuie să rămâi în permanență, să fii echilibrat, să știi întotdeauna că decizia pe care ai luat-o să duci la capăt. Părerea mea personală este că chiar dacă e greșită, dar trebuie să mergi până la capăt și chiar dacă îți dai seama că poate a fost greșită, să și recunoști. Din nou la Business la Superlativ și pentru că vorbim despre provocări, evident că vorbim despre afaceri destinate femeilor sau despre produse în special pe care le comandă femeile. Te întrebam puțin mai devreme dacă sunt și bărbați care au venit la tine pentru astfel de comenzi. Poate chiar vorbim din zona de film, de teatru? Nu. Nu au fost? Doar întrebări
întrebări de la soții clientelor sau bărbați care vor să fie colaboratori, poate, hairstyliști, dar nu, nu purtători. Care, adică România încă e bine, n-a ajuns atât de departe. Da. Nu e loc să ne speriem. Spunea o antreprenoare în materialul anterior că atunci când ai făcut o greșeală trebuie să și recunoști. Nu știu, care este, dacă vrei tu, cea mai mare realizare de când ai această activitate profesională, dar la polul opus și, eu știu, cea mai mare lecție? Cea mai mare lecție? Faptul că oricât de greu ar fi, nu trebuie să renunți. Trebuie să continui. Dacă ai o idee și vrei să ajungi undeva, chiar trebuie să continui, oricât de dificil ar fi. Chiar dacă rămâi fără energie, chiar dacă rămâi fără bani, chiar dacă nu mai ai timp? Găsești soluții întotdeauna. Dacă este o problemă, trebuie, există și soluția, nu? Uh-huh. Dacă nu se poate rezolva sau nu are nicio soluție, nu te mai gândești, gata, treci la următorul pas, următoarea idee, următorul nivel. Și mai revii la ea, poate? Da, da. Dacă, în cazul meu, da, am revenit. Uh-huh. Când era totul pierdut, m-am mai gândit un pic și am găsit soluția, nu? Afacerea ta e așa cumva pe mai multe divizii, pe mai multe serii, în sensul în care, dincolo de salonul acesta cu extensii și ceea ce faceți, și te ocupi de designul anumitor saloane sau, eu știu, faci picturi pe care le licitezi, le vizi mai departe? Nu mai fac acest lucru, nu mai am timpul acela, dar ultimele picturi pe care le-am făcut au fost în propriul salon. Am modificat și oglinzi, le-am creat din lemne, din becuri, puse aiurea. Totul a fost așa, a venit din interior, o zi după alta, nu a fost totul construit pe foaie și gata, am trecut la treabă. Uh-huh. Nu, zilnic mi-a mai venit o idee în timpul procesului acesta de amenajare. Uh-huh. E interesant pentru că, să zicem, că dacă în cazul porului sau, eu știu, al machiajului, știi când e gata, când arată finisat, când arată structurat, adică e clar că dacă e o șuviță mai lungă și mai scurtă, mai e de lucrat acolo. La pictură, un artist, sau în momentul în care, nu știu, schițează un tablou sau realizează un perete sau lucrează la oglindă, știe când e momentul de finish, de gata, am ajuns la final, așa arată lucrarea mea. Da, am știut acolo. Nu e ca și cum... n-am fost un artist care a creat, nu știu, n-am fost un Picasso, să zicem, da? Ceea ce am făcut eu în salon a fost... Am desenat, am pictat și am zis, gata, ajunge, atât. Dacă pun mai mult, nu este ok. Uh-huh. Da? Și să mai iau, nu mai aveam cum. Ești un artist care își autoapreciază arta, știi exact când e ce-ți place sau e ce trebuie sau e complet tabloul? Sau ai nevoie să ceri opinii? Cum ți se pare? E ceva neregulă? Mereu am simțit că nu este de ajuns. Da, și probabil de asta nu am continuat să mă axez pe lucrul acesta. Nu am simțit că voi avea succes în domeniul artei. Și așa că m-am axat pe altceva. Pe zona de business. Dar arta este în sufletul meu. Întotdeauna aș putea să fac chestii la un nou salon sau în casa mea sau... pentru apropiați, dacă aș avea timp. Uh-huh. Dar să fac eu asta pentru bani, nu o să mai fac niciodată. Foarte important, pentru că ești hotărâtă și determinată, deși nu toți artiștii sunt așa, Irina. Mergem către concluzii ușor-ușor și te-aș întreba cum arată viitorul tău în business. Vei dezvolta conceptul pe care l-ai creat cu această prindere Spider și îl vei duce la un următor nivel? Sau, din contră, vei aduce business-uri sau servicii conexe? Poate, așa cum spuneam, de machiaj, poate pe zona de cosmetică, nu știu, și terapii corporale, poate într-o altă zonă. Nu vreau să amestec lucrurile.
De aceea, în salonul nostru nu a devenit un coafor care are de toate. Noi vrem să ne axăm și ne ia tot timpul pentru asta. Ne axăm doar pe acest sistem. Vrem să devenim din ce în ce mai buni pe lucrul acesta și cred că avem de lucru și de acum înainte, pentru că acest business tot crește, se duce vorba, cum s-ar zice, și în afara țării foarte mult. Și e nevoie ca noi să fim concentrați doar pe ceea ce facem. Am deja niște idei pentru a face și altfel de sisteme de prins în păr sau permanente, care să nu dăuneze părului, dar sunt în momentul acesta sunt doar o idee scrisă, trebuie să treacă în practică, dar trebuie să mă găsesc timpul pentru a face asta. E important și chiar pe final, ce înseamnă pentru tine conceptul de business la superlativ, de afaceri la superlativ? Business la superlativ pentru mine înseamnă să atingem apogeul acela maxim, dar ce înseamnă asta pentru mine? Ca toți angajații care vor veni, viitorii angajați, să fie la fel de implicați și atunci pot să zic că marca noastră va fi una respectabilă, pentru că dacă va ajunge să aibă mulți angajați care nu sunt implicați, se va pierde ceea ce am creat, ceea ce am vrut eu să creez. Calitate și nu neapărat volum, cred că asta te interesează încă o perioadă lungă de timp. Da. Eu zic că putem să facem și volum, dar să fie implicare. Cine nu e implicat nu are rămâne. Ce să caute lângă noi. Nu. Bun, am ajuns la final. Irina, îți mulțumesc foarte mult pentru participare și mulțumesc îți doresc succes. Mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Flori Stoian și vă dau întâlnire luni la aceeași oră 20, dar la emisiunea de actualitate la zi. În continuare aveți emisiunea Substanțial prezentată de colegul meu, Adrian Călin. Să aveți o seară excelentă și rămâneți cu A7 TV, sursa dumneavoastră de încredere. Emisiune susținută de Maurer Imobiliare.